sute de gălățeni din eparhia Dunării de Jos au participat la amplele activități dedicate Zilei Internaționale a Iei. Manifestările au fost organizate cu binecuvântarea Arhiepiscopului Dunării de Jos, înalta Sfințitul Părinte Casian, de Muzeul Eparhial, în parteneriat cu o serie de organizații și instituții de cultură din Galați, interesate deopotrivă de promovarea tradițiilor populare românești. Cine știe să citească spirala simbolurilor țesute pe pânza albă, poate descifra întregul univers mioritic, cu luna și stelele, cu soarele și spicul de grâu, cu sensul vieții și renumita coloană a infinitului, unind cerul cu pământul și, desigur, cu profunda noastră apartenență la spiritualitatea creștină. Catedrala Arhiepiscopală a fost punctul de întâlnire al tuturor celor care au dorit să fie prezenți la această mare sărbătoare. Costumele populare au fost îmbrăcate de zeci de tineri și nu numai, culoare, voioșie și cântec, pentru că, așa cum stă bine în zi de sărbătoare, o horă de zile mari s-a încins la statuia lui Alexandru Iancuza, domnitorul Unirii noastre. Sărbătoarea a continuat în grădina Muzeului Eparhial, acolo unde înalpea Sfințitul Părinte Casian a ținut să aducă un omagiu păstrătorilor culturii și tradițiilor creștine la Dunărea de Jos. Și v-aș ruga, măcar să faceți o plecăciune la acești eroi a identității noastre. Cât de frumos este să lucrezi românește, cât de frumos este să trăiești românește. Cât de frumos ești atunci când vorbești cum ți-e portul, ce te porți, cum ți-e vorba, să înceapă muzica! Alături de Muzeul Culturii și Spiritualității Creștine la Dunărea de Jos, la organizarea evenimentului au contribuit Școala de Dans Tăbuș, Asociația Culturală Horincea, Altițe de Galați, Asociația pentru Promovarea Patrimoniului Cultural și Centrul Cultural Dunărea de Jos din Galați. Evenimentul artistic a fost susținut de Ansamblul Folcloric Doinița Covurluiului și Ansamblul Dor de Tei.